Singura companie aeriană de pe linie care operează pe aeroportul Ghimbav Brașov a anunțat că va suspenda zborurile din Brașov. La mai puțin de o lună de când a fost inaugurat, aeroportul din Brașov a întâmpinat probleme. Mai exact, primul aeroport construit de la zero din ultimii 50 de ani, ce deține o pistă de 2820 de metri lungime și 45 de metri lățime, își suspendă zborurile. Construcția a valorat un total de 150 de milioane de euro. Aeroportul internațional Brașov-Ghimbav a întâmpinat probleme încă de la deschidere. Dificultățile au început să apară încă de la data de 15 iunie 2023, atunci când s-au instalat și primele zboruri întârziate, pasageri care au fost nevoiți să meargă cu autocarul până la Sibiu, pentru că aeroportul era închis. Astăzi, singura companie aeriană care operează pe aeroportul Brașov-Ghimbav, Dan Air, a anunțat organizarea unei conferințe de presă în care dorește să anunțe suspendarea zborurilor de pe aeroportul internațional Brașov. Decizia vine pe fondul lipsei infrastructurii necesare pentru a asigura deservirea în condiții rezonabile a aeronavelor noastre, se arată în convocatorul conferinței de presă. Noua pistă pentru avioane este dotată cu tehnologii de securitate de ultimă generație. Un exemplu concret îl constituie echipamentele de scanare a bagajelor, sunt dotate cu algoritmi de detecție a explozibililor lichizi. Ei bine, acest lucru face ca pasagerii să nu mai fie obligați să scoată laptopurile și lichidele din bagajele de mână, relatează Spy News. .ro